Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu plevetește cu limba lui și nu face rău semenului său și nu aruncă o cară aproape asupra aproape lui său. El privește cu dispreț pe cel plenit de disprețuit, dar tristește pe cel ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paua lui. El nu stă la nimic cu mândră și nu ia mită împotriva celor de vinovați. Cel ce se poartă așa, nu și-a închidinat niciodată. Amin. Amin.